Bine te regăsesc! În această lecție destinată numeralului cardinal, vom începe cu o prezentare de carte pentru a observa exemple de numerale cardinale. Apoi ne vom orienta atenția înspre scrierea și folosirea corectă a numeralelor cardinale. În final, vom observa diferența dintre numeralul cardinal simplu și numeralul cardinal compus. Povestea neamului românesc cuprinde 3 volume. Acestea sunt informații referitoare la volumul 1. Prețul actual al cărții este de 23 de lei și 20 de bani, cu o reducere de 20% față de prețul vechi de 29 de lei. Cartea este un produs sigilat cu responsabilitate la 159 de grade Celsius și poate fi livrată din 30 iunie 2021, fiind publicată în iunie 2021. Cărții îi este asociat un ISBN, adică un cod internațional de identificare format din 13 cifre. Cartea cuprinde 112 pagini. Cititorii pot aprecia această carte votând un număr din cele 5 stele. Observând statistica, vedem că 2 cititori au acordat 5 stele, ceea ce înseamnă 100% voturi pozitive. Această pagină de prezentare a cărții a fost distribuită de 4 ori, respectiv de 24 de ori, pe diferite rețele sociale. Continuare, rezolvă 6 exerciții care presupun alegerea variantei corecte a numeralului cardinal. Acordă o atenție sporită explicațiilor oferite.
Așadar, numeralul cardinal exprimă un număr, de la 1 până la infinit, și arată informații numerice referitoare la oră, ziua, lună, an, distribuiri, pagini, procente, preț, poate indica intervale orare sau limite numerice și multe, multe alte situații. Cu siguranță ai observat că nu toate numeralele cardinale se scriu la fel. Unele se scriu într-un singur cuvânt, altele se scriu în mai multe cuvinte. Există așadar numerale cardinale simple și numerale cardinale compuse. Numeralele cardinale simple indică numerele de la 1 la 10. Există forme diferite la genul masculin și feminin doar pentru numeralele 1, 2, forme de masculin, și 1, 2, forme de genul feminin. Numeralele de la 3 în sus nu au forme diferite în funcție de gen. Spre exemplu, numeralul cardinal simplu 3 are aceeași formă indiferent dacă însoțește un substantiv de genul feminin 3 fete sau un substantiv de genul masculin 3 băieți. Cuvintele 10, 100, sute, mie, mii sunt substantive de genul feminin și exprimă o mulțime, deci nu un număr. Și atunci nu sunt numerale cardinale simple. Așa cum poți observa și din exemplul, au participat la concert câteva mii de oameni. Există însă și situații când aceste cuvinte intră în componența numeralelor cardinale compuse, despre care voi vorbi imediat. Numeralele cardinale compuse sunt formate din mai multe cuvinte. Astfel, de la 1 la 9, numeralele cardinale compuse sunt formate din numeral cardinal plus prepoziția spre plus numeralul 10. Ca în exemplele 11, 14, 18. De la 2 la 9, numeralele cardinale compuse sunt formate din numeral cardinal plus substantivul 10, ca în exemplele 20, 50, 90. O categorie aparte o reprezintă acele tipuri de numerale cardinale compuse formate din numeral cardinal plus substantiv. Ca în exemplul 100, 5.000, în această situație cuvintele 100 și 1000, adică aceste substantive, dacă au în față un numeral cardinal, intră în componența numeralului cardinal compus și nu au doar simplă valoare de substantiv. Numeralele cardinale compuse ridică astfel probleme legate de ortografie. De aceea trebuie să acorzi o atenție sporită scrierii acestor tipuri de numerale. A sosit momentul pentru o scurtă autoevaluare. Îți poți acorda un anumit număr de stele în funcție de gradul la care consideri tu că îndeplinești fiecare dintre aceste trei cerințe. Îți poți acorda una sau două stele în funcție de capacitatea ta de a recunoaște numeralul cardinal. Îți poți acorda una, două sau trei stele în funcție de cât de bine poți deosebi numeralul cardinal simplu de cel compus. Și îți poți acorda de la una până la cinci stele în funcție de capacitatea ta de a aplica regulile de scriere corectă a numeralului cardinal simplu și compus. Îți doresc să fii o elevă sau un elev de 10 stele.